Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii De Facto. Curtea Constituțională a decis ieri în favoarea autorităților din Găgăuzia în subiectul mult discutat al taxei pe valoare adăugată, fapt pentru care îi felicităm, iar SIS-ul tot ieri a identificat mai multe pericole pe care Rusia le creează pentru a compromite procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acestea sunt temele majore pe care vrem să le discutăm alături de domnul Stanislav Pavlovski, ex-judecător CEDO, ex-ministru al Justiției și multe alte funcții. Ați fost în justiție mult timp. Domnul Pavlovski, bună seara! Bună seara! Avem și alte teme. Am văzut că chiar v-ați uitat în telefon, pentru că în Statele Unite se întâmplă lucruri interesante și acolo dreptul este important, justiția are un rol deosebit în aceste procese politice, dar haideți să le luăm pe rând și, desigur, subiectul nostru preferat, având în vedere că suntem o emisiune care apare la GRT, este Găgăuzia, rubrica noastră obișnuită. Deși înțelegem că nu toată lumea poate acolo vorbește limba de stat, totuși este un eveniment major. Curtea Constituțională ieri a declarat neconstituțională prevederile legii fiscale cu privire la taxa pe valoare adăugată, cumva obligând statul în continuare să achite taxa pe valoare adăugată, deși este aici o mențiune la care voi reveni ulterior. Cum vi se pare această decizie? V-ați așteptat? Știu că ați mai comentat-o cu alte ocazii. Nu știu, eu aș putea spune bravo Curții Constituționale. Bravo Curții Constituționale. Eu cred că este un pas corect spre normalizarea relațiilor între puterea centrală și regiunea Găgăuză din Republica Moldova. Dar puterea centrală n-a fost tare fericită, domnul. Știți, nu știu, poate eu sunt prea pesimist când vorbesc despre puterea, independența puterea judecătorești, dar eu cred că acest gen de decizii se discută la diferite nivele, inclusiv la nivelul central, inclusiv cu partenerii de dezvoltare, că asta întrebări prea delicate și prea periculoase, că să fie lăsate așa pe seamă doar câțiva persoane care ar decide nu numai soarta acestei taxe. Taxa asta este un fleac. Se decide soarta regiunii, se decide soarta întregii Moldove, deoarece în orice moment autoritățile găgăuze ar putea lua niște decizii foarte radicale și pe urmă toată lumea să regrete, dar să fie deja târziu. Și de asta eu și spun, bravo Curții Constituționale, că Curtea Constituțională în cazul dat a procedat ca un într-adevăr, ca un garant a Constituției și ca un garant a ordinii constituționale în Republica Moldova. Totuși, asta nu este, cum le place multor să spune, sfârșitul jocului, end of the game, pentru că, după cum am spus, autoritățile nu au salutat deloc această decizie. Apropo, decizia a fost luată cu două opinii separate. Judecătorii nici nu trebuie să-i ghicești, pentru că îi cunoaștem. Domnul Roșca și încă, am uitat, doamnă, nu este obligatoriu să-i cunoaștem pe nume pe toți judecătorii Curții Constituționale, deși sunt persoane foarte importante. Totuși, de exemplu, Radu Marian a declarat că așteaptă decizia motivată a Curții, pentru că deocamdată nu este, și în baza acesteia se va interveni printr-o nouă lege. Nu vom lăsa situația așa cum este acum. Deci puterea nu se predă, puterea vrea, pornind de la această constatare a Curții, să vină cu o nouă redacție acestei legi. În principiu, asta este corect, practicabil, sau o decizie a Curții Constituționale trebuie lăsată în pace și nu trebuie să intervii peste ea cu noi redacții? Eu cred că Curtea Constituțională de mult trebuia să fie lăsată în pace. De mult. Din păcate, nu stau lucrurile chiar așa. Nu se încetează diferite încercări de a influența deciziile Curții Constituționale și asta nu este lucru bun absolut. Absolut nu este un lucru bun. Eu cred că tinerii noștri deputați, dacă eu pot să-i numesc așa,
că eu a fost unul dintre cei care promovau tineretul mereu și acum, sincer vorbind, eu încep să regret acest pas. Deoarece tineretul el e plin de forță și de entuziasm, însă vedit duce lipsă de înțelepciune. Și experiență, probabil. Și experiență, deoarece experiența este baza înțelepciunii. Uh-huh. Deci, în cazul dat, eu le-aș sfătui lor să gândească la viitorul Republicii Moldova, să gândească să aibă măcar unele elemente a gândirii strategice, să privadă de care ar fi consecințele acțiunilor noastre, de cum să fie mai bine pentru țară, de cum să facem așa că poporul să nu fie dezbinat, ci invers unit. Ei încearcă să rezolve toate problemele prin forță. Unele probleme, chiar și artificial create, oricum le rezolvă prin forță. Și asta este unul dintre cele mai mari greșeli comise de acest copchii ajuns la guvernare. Da. Totuși, aici ei pun problema în felul următor și mulți, fără a intra în esența chestiunii, cumva le dau dreptate. Ei spun că toate unitățile teritoriale administrative, aici totuși trebuie să spunem că UTA Găgăuzean nu e o unitate teritorială administrativă obișnuită, totuși, ei spun următoarele, că toate trebuie să afle în condiții egale și nu este bine când raioanele achită TVA-ul din bugetul lor, iar Găgăuzia se beneficiază de un privilegiu mai vechi și bugetul de stat acoperă aceste cheltuieli. Dumneavoastră, cum ați comenta acest răspuns al autorităților? Știți, dimitarii de stat care au inventat acest mecanism la începutul decale, s-au gândit de 10 ori cum de găsit compromisuri. Știți că am avut noi perioade destul de complicate. Aproape militară. Aproape militară. Și acești copchii încă mergea sub masă când au apărut aceste probleme și când au fost rezolvate aceste probleme pe bază de înțelepciune și pe bază de privederi strategice și analiză și gândire strategică. De stricat ușor. Dar eu vreau să văd cum acest deputat să iei metralieră să meargă prin tranșee. Noi vorbim la modul teoretic, dar atunci, în 90 ani, la începutul anului 90, așa și se întâmpla. Noi vorbim în modul teoretic. Eu atunci eram acolo și eu știu ce... Eu, așa mi s-a întâmplat în viața mea profesională, că eu am trecut prin toate conflictele. Și Găgăuzie, și Transnistria, prin toate. Ați fost procuror atunci, am impresia, da? Eu am fost închetător pe cauzele excepționale și noi am fost trimiși și în regiunea Găgăuziei și pe urmă în regiunea Transnistriei. Eu știu ce a fost acolo. Și acești oameni care acum vor să toarnă gaz în foc, cel care deja practic a fost stins, ei idei nu au ce fac. Idei nu au. Da. Și unde putem să ajungem noi cu dânsii cu această guvernare? Domn Pavlovski, încă o chestiune care mi-a atras atenția. Curtea Constituțională a decis, dar a decis parțial, zic eu, în mare, sigur, în favoarea autorităților găgăuze, dar a spus următoarele. Deci, restituirea sumei taxei pe valoare adăugată și a accizelor achitate de către agenții economici din Găgăuzia pentru perioada de timp cuprinsă între 1 noiembrie 23 și 22 februarie 2024, data suspendării acțiunii se va realiza de la bugetul Găgăuziei. Adică în acea perioadă în care era o situație incertă, neclară, totuși valabil va fi codul fiscal declarat neconstitucional prin aceste prevederi. E corect așa? Eu nu pot să mă pronunț. Eu vă întreb pe dumneavoastră, e corect sau nu? Eu nu vreau să dau aprecieri corect sau incorrect. Eu am vrut să și vreau să fac o declarație de caracter general. Deci, în relațiile între puterea centrală și puterea locală, în cazul dat regiunea UTA Găgăuzie, eu cred că trebuie de întreprins toate măsurile îndreptate la stingerea oricărei posibilități pentru dezvoltarea conflictului. Trebuie acest conflict stins și trebuie să fie găsit de compromisuri. Chiar dacă ceva acolo s-ar putea, în teorie, de făcut mai bine, presupunem, da? Deși eu nu sunt sigur, dar presupunem, s-ar putea ceva de făcut mai bine, de dragul atingerii compromisului, de dragul atingerii unui consens societal la noi în țară, de dragul evitării conflictului posibil, teoretic, dacă aș pune pe cântar aceste două grupuri de interese,
Eu aș crede că totuși soluția Curții Constituționale în cazul dat ea este mai înțeleaptă decât soluția tinerilor noștri deputați. Da, am văzut că și autoritățile găgăuze au salutat această decizie, chiar dacă această prevedere poate cumva nu-i avantajează, dar în mare sigur că ei au primit-o cu entuziasm. Bun, să vedem în continuare, pentru că autoritățile noastre de la Chișinău, bun, ele toate sunt noastre, dar autoritățile de la Chișinău vor să producă o nouă lege, să vedem ce va conține ea. Între timp, sigur, taxa pe valoare adăugată va fi achitată de către stat, de către Chișinău. Un alt subiect. Am vorbit despre Găgăuzia și rămânem la acest capitol, pentru că am văzut ieri ieșirea șefului Serviciului de Informație și Securitate, domnul Musteață, care a venit cu un plan pe care el îl cunoaște, probabil l-au conceput pornind de la niște date pe care el spune că le-au dobândit, informații secrete despre intenția Federației Ruse de a compromite procesul electoral în Republica Moldova și procesul de aderare în trei etape, ultima etapă fiind compromiterea, preluarea controlului politic la alegeri parlamentare, acum crearea de zăzanie și vrajbă interetnică. Sunt trei tipuri de actori care joacă în favoarea Rusiei. Eu mă uit și mă întreb în care categorie, cu siguranță că în una din ele mă regăsesc, dar nu știu în care am fost inclus. Actori politici deschis declarați pro-Federația Rusă, actori politici declarați pro-stataliști și actori politici conectați la grupurile criminale organizate. Eu vă spun sincer că, bun, mi se pare că pot fi inclus la toate categoriile, dar vorbesc despre mine. Dar am impresia că foarte mulți oameni din țara noastră acum se caută în aceste categorii, pentru că pot fi stataliști foarte mulți, pot fi mulți susținători ai lui Șor, îi avem ca o raioane întregi. Deci, și avem oameni care merg deschis în Rusia. Și acolo se întâlnesc, au fost partiduri naștere, 100 de membri, doamna Guțul a fost cu domnul Constantinov. Deci toate acestea și chipurile vor folosi trei elemente majore pentru a destabiliza situația în țară. Asta este crearea de crize permanente, proteste care se vor transforma treptat violente și ura interetnică, destabilizarea pe cale interetnică, în primul rând va fi folosită Găgăuzia. Asta este viziunea SIS-ului asupra lucrurilor care se întâmplă în țară și aceste destabilizări în Găgăuzia se vor produce chiar în potrivit lor, trebuie să se producă chiar în luna martie. Un pic șocant, dar mulți politicieni au criticat și au râs. Probabil cu amărăciune, dar au râs de aceste afirmații. Domnul Pavlovski, dumneavoastră, cum catalogați în primul rând asemenea demers a SIS-ului? Iarăși eu aș dori să fac așa o mică declarație. Eu cred că mai mult rău procesul de integrare europeană decât regimul care s-a instaurat la Chișinău, nimeni n-a făcut, nici nu poate să facă. Nici Putin, nici Șmutin, nici cine mai este acolo. Guvernarea aceasta, prin neînțelegere ce este procesul de integrare europeană, face foarte și foarte mult rău acestui proces. Și repet, mai mult decât ei... SIS-ul e guvernarea, puneți SIS-ul? SIS-ul este un element a guvernării. Mai mult că atât, din câte am înțeles eu, domnul Musteață, el este și membru PAS-ului. Așa se spune, nu am văzut. Așa se spune, dar eu am citit azi, nu vreau să afirm nimic de ceea ce am citit azi eu în medie. Chiar spuneau că din 2019 echipul, poate minciuni, știți, dar noi acum se răspândesc foarte multe minciuni. Bun, dar el a fost numit de PAS, cel puțin asta putem spune ferm, a fost numit de PAS în această funcție. În situația dată, el trebuia să dezmintă, să spună, el este sau nu este în cazul în care a apărut acest gen de zvonuri. Dar repet încă o dată, mai rău, mai mult rău pentru Moldova, pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană decât guvernarea aceasta, nimeni n-a făcut. De ce? De aceea că integrarea europeană nu se face pentru a călători la Paris, pentru a călători la Washington, pentru a călători la București, pentru a te întâlni, pentru a invita aici de a organiza biții colective, nu pentru aceasta se face integrarea europeană.
Integrarea europeană se face că poporul Republicii Moldova să fie beneficiar și că poporul Republicii Moldova să simte pe propria piele avantajele integrării europene. Domnul Pavlovski, doar o clipă, dar replica lor este tocmai asta, că ar simți oamenii acest, pe propria piele beneficii, dar nu pot pentru că există aceste tentative de destabilizare. Știți, noi putem vorbi mult și bine despre aceste lucruri, dar evidente, sunt unele lucruri evidente. Deci, starea drepturilor omului în Moldova este catastrofală. Uitați-vă, partidele politice se închid, deputații, candidații scot din cursă, oficiile partidelor sunt perchiziționate și așa mai departe. Și totul se face sub paravana aceasta. Putin a venit. Eu le recomand Maia Sandu să uite sub pat, când e scurt, nu să ascund cumva Putin acolo sub... Eu glumesc, într-adevăr. Da, dar la noi ajunge aceasta la nivel de paranoia deja. La nivel de paranoia. Deci la noi paranoia a devenit un element indispensabil a activității politice. E paranoia, domnul Pavlovski, sau e un mod de a justifica propriile eșecuri? Conștient, ei au mers pe această cale de a-l învinovăți pe Putin, pentru că... Da, care alt argument când, să folosească? Când eu spun paranoia, eu încă le fac lor compliment. Uh-huh. Deoarece ce vă referiți dumneavoastră, un act făcut cu premeditație, în general ar face situația catastrofală. De ce? Că lumea nu poate, nu știe cum de organiza lucrurile și deja, din start, își caută scuze. Asta e Putin divin, asta cine mai este? COVID-ul. A? COVID-ul era divin. COVID-ul divin, da, asta e Găuși divin și așa mai departe. Deci toți sunt divini, numai ei sunt bravi. E că de băgat mâna în buzunarul poporului și nu până în cod, dar până în umăr, scotând de acolo ultimii bănuți. Asta ei sunt bravi. Aici Putin nu le încurcă lor. Spuneți-vă, vă rog, e că ei spun, Putin vrea să intervină cu alegeri, nu știu, dar cine e candidatul lui Putin în Moldova? Întrebare retorică. Eu vreau să vă spun că nu e atât de retorică aici. Ei nu au dat un răspuns. Bun, au spus că pericolul cel mai mare vine din partea lui Șor. Așa au spus. Dar ei au câteva categorii. Asta pot fi stataliștii. Ei, păi tocmai asta ei spun, că jocurile sunt foarte subtile, domnul Pavlovski, și ei pot să aibă mai mulți candidați. Știți, eu cândva, fiind anchetător pe cauze excepționale, am avut posibilitatea să lucrez și colaboratorii SIS-ului. Ei asigurau acoperirea operativă pe unele dosare pe care eu lucram. Și eu când compar cum lucra SIS-ul atunci, în timpurile domnului Butaru, în timpurile domnului Calmua, în timpurile domnului Pasat. Școala veche, old school. Da, și când eu văd cum se lucrează acum, asta e râsul, de râsul curcelor. Ei suc degetul său și din degetul său sunt acest gen de informație. Cum eu, odată am spus, profesorul meu de drept Procesual Penal, cândva spunea nou tinerul student la Institutul Juridic de la Harkov, că din degetul tu poți să suci doar cu distrunutul degetului. Iată și aici se primește. Da. Deci, scuzați, să termină fraza. Da. Deci, SIS-ul este un organ operativ. Un organ care scopul lui este deci, culegerea, analiza informației. Și mai multe informații se obțin din sursele strict confidențiale, din agentura lor, așa dacă ne spus lucrurilor pe nume, din sursele de agentură, care sunt confidențiale, strict confidențiale. Și divulgarea informațiilor, presupunem că ei au așa informație, divulgarea acestei informații poate duce la descoperirea surselor confidențiale. Dacă ele au existat, dacă noi nu știm. Dacă asta sursă n-a fost propriul deget, cum eu v-am spus. Da. Și aici, dacă domnul Musteață divulgă informația obținută din sursele operative, din sursele confidențiale, din agentura lor, asta e crimă împotriva statului, divulgarea informațiilor confidențiale. Că toate comunicările cu agenții au au parafa strict confidențial. Da, eu aici m-aș opri un pic. Ceea ce spuneți dumneavoastră pare să fie foarte aproape de adevăr, pentru că eu am citit această compunere cu care a venit domnul Musteață, analiză. Eu vreau să vă spun că a fost un egist, ea este scrisă destul de bine, adică cel puțin mie mi-ar plăcea să fiu autorul unei asemenea compuneri, foarte argumentat, tot. În ce măsură este ea sprijinită de probe, de fapte, de informații reale, nu știm acest lucru. Adică este un instrument
Noi nu știm, ori de manipulare, și asta spune opoziția, ori de cumva de relevare a adevărului. Și, dar constat că SIS-ul nostru, și mă tem de acest lucru, treptat se transformă într-o instituție care lucra pe timpul, pe timpul școlii vechi pentru a dezvălui ceva, a ține sub control anumite procese prin modalități discrete, semi chiar oculte, el începe să devină o instituție publică a cărei cea mai importantă activitate este să ne povestească ce se întâmplă în țară. Deși SIS-ul, în mod normal, trebuie să povestească doar președintelui, din câte știu, prim-ministrului și eventual speakerului. Nu aveți această senzație că SIS-ul se transformă într-un organ de comunicare cu cetățenii permanent? Mai mult că atât. Eu am o impresie că SIS-ul la noi de mult s-a transformat într-o unealtă de război a regimului împotriva propriului popor. Deoarece orice președinte de țară, orice guvern, orice parlament trebuie să gândească mai întâi de toate la consolidarea societății. Dacă tu ai o sarcină nobilă, în cazul dat eu vorbesc, mă refer la integrarea europeană, deoarece iarăși fac un disclaimer, eu sunt adeptul integrării europene 100%. Și Maia Sandu și ceilalți nici nu știu despre cuvântul integrare europeană, că eu deja mă ocupam de această întrebare. Uh-huh. Deci, repet încă o dată, că aceste acțiuni care se comit denotă necunoașterea procesului, cum de făcut. Eu nu deja v-am spus că guvernarea sunt cei care creează piedicele în calea integrării europene. Și eu vă asigur că, bine, acum politica aceasta de hugs and kisses, de cuprinderi și săruteri, e într-un sens, e de roade. Deci noi am obținut mai multe avantaje, dar mai devreme, mai târziu, va veni ziua când noi trebuie să răspundem la întrebarea reformelor reale, efectuate. Și reformele pe toate capitolele care sunt pe 35 de capitole. Bun, Uniunea Europeană va avea motiv să ne respingă dacă nu vor fi totul înfăptuit. Nu, el nu o să ne respingă. Ea se amână. Da. Ea se amână pe 10 ani, pe 15, pe 20, pe 30 de ani. Dar asta va însemna că Putin e de vină. Asta și problema, că ei, guvernarea sau regimul care s-a instaurat la guvernare, face totul ca să dea vină pe altcineva, numai nu să-și asumă greșelile. Ei, din punct de vedere politic, poți să înțelegi. Am impresia că și alții făceau la fel. Nu, eu pot să înțeleg, dar să fie de neiertat. Acum uitați-vă, ce înseamnă integrarea europeană? Integrarea europeană, mai întâi de toate, 99,9% este ajustarea legislației la acquis-urile comunitare. Așa. Asta e 99%. Deci, pentru aceasta, tu trebuie să ai majoritate în Parlament. Este. Și iată, ei sunt siguri că la Parlamentul următor va avea tot așa o majoritate confortabilă. Presupun că nu. Puțin probabil. Da. Atunci, cum ei vor îndeplini această rigoare, deci ajustarea legislației la acquis comunitar? Cum? Dacă nu vor avea majoritate. Acum ei, această perioadă de timp, 3 ani și ceva, 4 ani care ei se află la majoritate în Parlament, ei trebuie să lase baltă totul și să facă totul pentru ajustarea legislației. Noi așteptăm acum luna, adică martie a venit, când se va decide care va fi parcursul nostru, adică nu depinde totul de noi. Eu să vă spun încă un lucru care poate ar suna nu prea frumos, dar eu sunt ferm convins că așa stau lucrurile. Integrarea europeană pentru guvernare dată este nu altceva decât o paravană, scopul real fiind obținerea finanțării, obținerea banilor. Iacă uitați-vă, în ultimul an și jumate, 2 ani, de cât iar s-a publicat, Moldova a primit din Europa peste un miliard. Așa e. Un miliard de euro. Niciodată n-a primit așa bani. Și unde e miliardul acela? Mă iertați despre întrebare. Poate puțin, poate trebuia mai mult. Păi asta și problema. Da. Că ei acum să înceapă negocierile, asta înseamnă că să aibă acces la fonduri pre-europene, pre-aderare. Da, să fie cel puțin 3 miliarde de euro, plus la miliard pe care l-am primit deja, 4 miliarde, sumă destul de frumușică ca să declari că tu ești pro-european. Dar să fii pro-european,
Asta de fel nu înseamnă să închizi partidele politice, să dizolvi, de fel nu înseamnă să scoți candidații de cursă electorală și așa mai departe. Bun, atâta timp cât structurile UE nu reacționează, ei fac acest lucru. Structurile UE nu reacționează din simplu motiv. Nu există forță de alternativă. Ei aici vin la Bruxelles și spun, dacă nu noi atunci cine? Da, adică trebuie să apară alți pro-europeni, dar alți pro-europeni sunt slujile lui Putin. Că... Da, alții, acum știți cum cineva a spus din gașca aceasta de la guvernare, am spus că cei care sunt împotriva NATO sunt împotriva Uniunii Europene. Așa e. Dar sunt cei care sunt împotriva Maesandu sunt împotriva aderării europene la fel. Deci se primește că tu nu poți critica pe nimeni, deoarece nimerești imediat sau în categorie pro-putinist, sau în categorie pro-Uniunii Europeană. Astea sunt regulile de joc astăzi. Ele au fost create de actuala guvernare și, da, din această cauză avem partide politice, domnul Pavlovski, care sunt cumva, nu merg nici călare, nici pe jos. Ei sunt suspectați că ar fi așa neutre, suveraniști, ei asta tocmai scriu. Dar în realitate se zice că suveraniști și stataliști, ei nu sunt suveraniști stataliști. Ei spun că vor integrare europeană, dar ei de fapt pe ascuns subminează și discreditează. Da, tot. Da, le-aș sfătui încă o dată să uite sub pat, dacă nu se ascunde acolo micuț Putin sub patul lor. Bun, dar cel puțin e o narațiune manipulativă, evident. Dar nimeni nu-i va sancționa, că puterea nu o sancționează nimeni și nici presa independentă nu o sancționează. E o narațiune pe care ei o au înrădăcinat-o și ea cât de cât funcționează. Nu spuneți, dar ce? Never say never again, cum se zice. Niciodată nu spune niciodată, deoarece în Parlamentul European trebuie să aibă loc alegerile, deci o să fie aliasă componență nouă. Și nimeni nu cunoaște cine să fie ales acolo. În Statele Unite au loc, iar pregătirile pentru alegeri și vor avea toamnă, vor fi alegerile. Da. Și în țările europene, la fel, vor avea loc alegerile și parlamentare, și prezidențiale. Ok, și atunci eu pe mulți am întrebat și n-am primit un răspuns și am să vă întreb și pe dumneavoastră. Pentru că este vizibil că situația din primăvară va fi probabil diferită de situația din toamnă, iarnă și anumite schimbări pot să se producă și probabil se vor produce și va fi posibil o remodelare, o reașezare a contextului regional din cauza acestor alegeri. Dar guvernarea asta noastră, domnul Pavlovski, nu-și schimbă comportamentul. Ei nu cred că se va crea această reașezare sau nu vor să accepte acest... Ei nu au viziuni strategice. Eu mereu spun despre acest lucru. Ei nu văd mai departe decât propriul nas, cum se zice. Deci ei nu au viziuni strategice. Uniunea Europeană are structuri specializate care au datorie și competență să verifice utilizarea fondurilor europene. Acum vine, nu în momentul potrivit, războiul cu Ucraina, Moldova, Chipur a ajutat Ucrainei cu criza refugiaților, și nimeni nu vrea să atingă unica guvernare Chipurile pro-europeană în Moldova, atât de timp cât nu există alternativă la noi în țară. Dar odată și odată, o să vină OLAF, o să vină procuratura. OLAF, da. OLAF, de control a corupției. Da. O să vină OLAF, o să vină procurorii din procuratura europeană. Și dacă o să ceară, iacă noi v-am dat un miliard, vă rog să arătați unde e miliardul, unde s-a dus miliardul. Da. Și eu vreau să văd cum guvernanții noștri să arete, să manifeste că miliardul a fost utilizat pentru beneficiul. Este adevărat că aceste instituții la un moment dat pot să vină, domnul Pavlovski, dar la un moment dat și poate chiar înainte ca ei să vină, vor avea loc alegeri în Republica Moldova, nu în regiune. Și nu este exclus, nu zic că asta se va întâmpla, dar nu este exclus că puterea se va alterna, adică se va schimba guvernările, vor veni alții. Acum vreau să vă întreb, adică sancțiunea poate să vină din interior, nu neapărat din exterior. Și aici e o discuție, acum astăzi s-a portat, ieri, azi s-a portat. Doi lideri politici s-au exprimat cu privire la șansele producerea acestei schimbări politice în țara noastră. Fostul premier Vlad Filat afirmă că alegerile prezidențiale din toamnă vor fi puternic fraudate, este părerea lui, de altfel și USAT îi spune cu votul prin corespondență, apropo, ar fi interesant să vă pronunțați. Pe de altă parte, domnul Dodon, liderul PSRM, spune că Maia Sandu deja a pierdut alegerile prezidențiale.
Iată cum se împacă aceste două afirmații, care mie mi se par contradictorii. Unul spune că vor fi fraudate, altul spune că deja sunt pierdute. Știți, fraudarea alegerilor este un act făcut cu premeditație. Eu nu vreau să spun, să învinuiesc pe cineva că ei vor să fraudeze alegerile, n-am așa date. N-am așa date, nu vreau. Da, asta spun liderii politici. Da, eu sunt avocat și eu nu vreau să învinuiesc oamenii fără ca să am măcar ceva date. Însă, cert este un alt lucru. Articolul 38 din Constituție, care vorbește despre desfășurarea alegerilor în Moldova, și articolul 78, pareți, care vorbește despre alegerile prezidențiale, ambele articole vorbesc despre alegerile libere, ușiri de criterii și egale. Iată criteriul egalității alegătorilor. Alegătorii din două țări, din Statele Unite și din Canada, așa cel puțin cum se declară acum, vor avea privilegii în comparație cu ceilalți alegători. Deci ceilalți vor fi discriminați, vădit discriminați. Deci, din punctul meu de vedere, acest proces, această procedură de vot prin corespondență, contravine principiului egalității prevăzut de Constituție. Și, prin urmare, aceste alegeri vor fi neconstituționale. Și dacă lumea, cu siguranță, partidele politice, cu siguranță să adreseze curții constituționale și să spună măritate... Înainte sau după? Eu cred că și înainte și după, depinde. Deoarece, pe urmă, poate să adreseze și la Curtea Europeană. Și să fie scandal. Și mandatul președintelui ales în baza acestui sistem o să fie pus sub semnul întrebării din punctul de vedere a legalității. Bun, dacă Maia Sandu o să piardă, asta va avantaja guvernarea. Că atacați, invalidați alegerile și... Probabil și asta și este, cel puțin, ar putea fi interpretat ca o miză. Dacă vor câștiga alt candidat, atunci ei pot. Dar aici este un principiu. Nimeni nu poate beneficia de propria încălcare. Cum sunt în engleză, nobody can benefit from his own. Asta ce înseamnă în plan practic? Înseamnă că dacă eu am încălcat ceva și dumneavoastră în baza acestei încălcări ați câștigat, eu nu pot pretinde că iacă mi s-a încălcat vreun drept. Deoarece eu pot să... Dar este bine că acest subiect cu votul prin corespondență să fie rezolvat la Curtea Constituțională înainte de alegeri, totuși. Cum crezi? Nu păi după, da, pentru da, că... Da. Întrebări sunt prea serioase să fie lăsate așa balte, dar lasă, dar alegem pe un da, vedeam și pion pe un... acolo președinte, dar deja avem un pion în funcție de președinte, mă iertați, vă rog, deoarece rolul consultanților niciodată nu a fost atât de mare în Republica Moldova cum este acum, practic nimic nu se face. De-ar fi consultanții noștri încă calea valea, domnul Pavlovski, dar probabil vă referiți la consultanți străini. Știți, eu n-aș dori asta, dar așa de tema atât de dureroasă și atât de vastă, dacă noi am intrat în aceste dezbateri. Știți, am fost și eu consultant în diferite țări și eu știu cum se lucrează. Deci în orice țară normală, cu conducătorii sănătoși la cap, cum se lucrează? Conducătorul unei țări sau ministrul justiției, nu contează, are o problemă juridică. Are o problemă juridică. Că depinde de răspunderea penală a persoanelor juridice. Are problemă. Eu nu știu. La noi tradițiile nu sunt... Și el cheamă consultant, spune, cum se rezolvă în alte state? Și acela vine și spune că în țara aceasta așa se face, în cealaltă țară așa se face. Deci de răspuns la întrebarea la care autoritățile locale nu au răspunsuri. Dar să fie așa, că să vină consultantul și să spune ce trebuie de făcut, este inadmisibil. Cu excepția Moldovei, eu nu cunosc așa. Cred că mai sunt asemenea situații. Din păcate, presupun că doar nu, Moldova nu este unic și repetabil. Nu, poate Albania. Procesul de unii spun că e vorba de colonizare și colonizarea s-a făcut în diverse forme. Bun, dar eu nu pretind că așa este. Nu aș merge așa de departe că aș utiliza cuvântul colonizare. Eu aș numi mai degrabă lipsa de cunoștință, lipsa de experiență, lipsa de responsabilitate.
Asta aș numi. De partea guvernanților noștri. De partea regimului instaurat. Dar putem noi spune că țara este guvernată de consilieri și experți? Eu n-aș merge atât de departe. Eu în general am impresie că țara nu este guvernată. Guvernarea în țară este lăsată așa e, cred că e mai prea. Domnul Pavlovski, n-a rămas mult timp, dar vreau să ajung și la SUA și dumneavoastră știți că e o temă foarte interesantă, mai ales pentru juriști, dar până ajunge la Statele Unite, să vă întreb ce se întâmplă cu concursul prin alegerea procurorului general, că nu mai înțeleg. Se dau afară unii pe alții, procurorul general l-a dat afară pe un alt participant la concurs, procuror adjunct, procuratura anticorupție a cărui candidat, pot să zic probabil așa, a câștigat acest concurs, intentează un proces penal, o investigație penală, tot nu înțeleg, împotriva celor care au organizat concursul, care este cum se cheamă, Consiliul Superior al Procurorilor, care în replică spun că băieți, dar voi cam forțați nota, că nu aveți acurătețe în exprimare. Ce se întâmplă? Și un membru a Consiliului Superior al Procurorilor și-a dat demisia binevolă pentru că a dat o notă mai mică, neintenționat, din greșeală. Vreau ce ați înțeles din toată asta? Nu, asta e cea mai proastă justificare care ar putea fi invocată. S-a greșit, da? Neatenție. Da. Nu pot calcula de la 1 până la cât acolo, 10. Eu deja de multe ori am spus și repet încă o dată. Lupta aceasta pentru funcția de procuror general are loc de aceea că la noi eronat este interpretat rolul procurorului general în toată procedura noastră. Este exagerat, dumneavoastră mereu ați spus. Este exagerat rolul. La noi, de ce așa se întâmplă? De ce că forța politică, guvernarea politică, crede, speră că această funcție poate fi utilizată pentru atingerea unor scopuri politice. Pentru aceasta ei luptă, că se utilizeze pe acest om. Asta eu înțeleg, asta toată lumea deja înțelege. Noi credeam că nu va fi așa, dar noi cum înțelegem? Dar vedeți că lucrurile au mers mai departe, am eu această impresie. Deja nu că e politizat în sensul că puterea își numește propriul procuror general, dar sunt mai mulți oameni care sunt promovați de putere și ei între ei nu se pot împăca. Asta este manifestarea faptului lipsei de stat de drept în Republica Moldova. Asta este bătaia de joc de ceea ce se numește reforma, este bătaia de joc de ceea ce se numește procuratura, organele procuraturii. Că am fost și eu, 21 de ani am lucrat eu în organele procuraturii. Și contravine principiul independenței procurorilor. Noi procurorii sunt independenți. Nici un procuror general nu poate da indicații procurorului pe caz să facă ceea ce este ilegal. La noi? La noi. Acum? Acum. Dar ei procedează cum procedează, având în vedere că procurorul lasă de indicație. E că acela să facă, să aresteze pe cineva, acela să elibereze pe cineva și sute la procuratură că la mașină de a face niște bani. Deci, dar nu trebuie să fie așa ceva, repet încă o dată. Da. Deci, sunt unele state unde general funcția de procuror general lipsește. Nu este procuror general a Franței. Franța este patria drepturilor omului. Cine e procuror general a Franței? Nu există procuror general a Franței. Dar cine e în Statele Unite procuror general? În Statele Unite e situația interesantă. Procuror general este ministrul justiției. Deci ministrul justiției renunță procuror general. Deci la noi, în Franța, nu-i procuror general Olanda, nu-i procuror general, sunt foarte multe state unde nu există... Deci procurorul pe caz lucrează și... Sunt procurorii care pe lângă instanțe, pe lângă curtea de apel, pe lângă judecătărie regiunii cutare, așa se lucrează. Deci... Ei bun, la noi e altă tradiție. Până la urmă... Totuși se va merge pe această cale politică. Eu repet, eu ca politolog nu văd o mare problemă, că pe mine mulți mă critică pentru asta, dar eu consider că elementul politic există în toate. Cum a fost ales cecul, componența cecul? Olins, nolins, dar politicul își bagă codița. Dar ceea ce mă deranjează în cazul dat, că nu este nici ordine în acest proces. Și aici văd foarte clar că luptă Procuratura Anticorupție cu Procurorul General, și cu, eventual, mai sunt, presupun, și doritori din partea ONG-urilor, că au fost întotdeauna procurori. Acum vă rog, nu din perspectiva, cum spunem noi, normativității, dar cum credeți se va încheia această luptă? În favoarea cui? Din perspectivă praxeologică, cum spun unii. Eu mi-aș dori
că să fie aleasă în funcție de procuror general o persoană demnă, persoană care merită această funcție, persoană care se bucură de încredere din partea societății. Că lumea să nu spună că asta e a lui Maia Sandu sau asta a lui domnul Dădon sau a domnului, cine mai este acolo, Chicu sau Zatru. Eu încerc să mă gândesc la cine vă referiți, dar noi avem în sistemul procurorul Cescă. Eu nu am studiat această întrebare, dar știți, idealul meu de procuror general din Moldova este domnul Dmitru Pastovan. Asta este idealul meu. Eu am lucrat cu acest domn, eu am lucrat cu domnul Ciban, cu domnul Pastovan, cu domnul Iuga, cu mai mulți. Dar ei n-au șanse că actuala guvernare nu agrează persoanele din școala veche, dacă ați observat. Ei nu agrează, deoarece ei idei nu au ce este procuratură. Dacă ei sunt corupție înglodați, așa spun ei. De asta ei nu înțeleg, ei nu știu. Să fie procuror, mai ales procuror general, tu trebuie să ai experiență procurorească cel puțin 5 ani să fie considerat procuror. Nu mai vorbesc de procuror general. Procuror de rând. Până ce omul nu a lucrat 5 ani, el nu știe, el nu simte înțeleg procesul cum el lucrează. Domnul Pavlovski, dar cu domnul Stoianoglu ce se întâmplă? Că guvernarea, nu mă exprim corect, a fost, procuratura a intentat dosare penale, vreo 3 împotriva sau 4 împotriva domnului Stoianoglu și iată, judecătorii l-au achitat în primul dosar. Și e adevărat că merge la tribunal, la curtea de apel. Cum vedeți această situație? Și este interesant că în aceeași zi a fost anulat și concursul privind selectarea procurorului general, dar eu personal n-am văzut legătura, pentru că acolo erau deja alte... Eu nu cunosc dacă probleme. Este legătura sau nu este da, legătura. Da, eu nu cred că este o legătură. Da, eu cred că ce se întâmplă cu domnul Stoianoglu este o bătaie de joc clasică. Bătaie de joc clasică. Deci răzbunarea cu omul care a început, în sfârșit, a început să investigheze cazul miliardul presupus furat. Asta toți înțeleg în afară de... Dar eu cred că și guvernanții înțeleg. Dar jocul continuă. Nu, ei numai că înțeleg. Clar că înțeleg. Da. Ei fac totul ca el să nu ajungă la rădăcinile acestui furt. Asta e problema. Deci asta el a devenit victimă decenții sale. Domnul Stoianoglu a devenit victimă decenții sale. Așa. Că el a lucrat, a început să lucreze prea conform legii. Dar la noi, în condițiile unde fără de lege la fiecare pas, să lucrezi potrivit legii, devine un act periculos. Și soarta domnului Stoianoglu este o confirmare în plus a acestei afirmații. Ce să fie mai departe, greu de spus, deoarece există decretul doamnei președinte privind destituirea domnului Stoianoglu. Atât de timp cât decretul nu este anulat, rămâne așa cum este. Domnul Stoianoglu nu este procuror general. Da. Întrebarea, spune frază. Da. Întrebarea să apară atunci dacă cineva ar anula decretul doamnei președinte. Și atunci întrebarea mea. Dar cine poate să anuleze în condițiile noastre? Nu, cine e mai presus de... poate să recunoască neconstituționalitatea acestui decret. Dar la o sesizare. Cine trebuie să fie sesizat? La o sesizare, da. Avem foarte mulți deputați care... Deci Curtea Constituțională e mai presus de decretul președinte. Da, ea nu, poate să... Declară neconstituționalitatea, duce la nulitatea acestui decret. Doamna președinte poate să anuleze singură din propria sa inițiativă sau la solicitare cuiva, poate să anuleze propriul decret. Sunt posibilități. Sau, dacă o să vină președintele ulterior, el poate să anuleze. Și atunci, odată ce domnul Stoianoglu a fost ales pentru o perioadă de timp, odată cu anularea decretului, a să fie reînnoit timpul acesta, neutilizat. Deci asta e întrebarea foarte interesantă. Dar eu cred că cea mai bună situație, asta e adresarea la Curtea Constituțională, ca Curtea Constituțională să dea apreciere aceste situații absolut inedite. Da, dar probabil pentru asta el trebuie să fie achitat în toate dosarele sau nu? Sau nu e obligatoriu? Una cu alta nu e legat. Nu, vedeți, doamnă președinte, chipurile a invocat în decret că domnul Stoianoglu... Da, nu e legat de dosare. Da, nu e legat de dosare. A fost evaluată activitatea lui că nesatisfăcătoare, ceva de genul. Eu nu cunosc aceste detalii. Da. Foarte șmecher a fost Dacă cineva ar face evaluare obiectivă, evaluare obiectivă chiar și acum și ar ajunge la o altă concluzie și doamna Drăgălin ar intenta un dosar penal pe prima evaluare deoarece ea a fost făcută cu intenții rele,
Atunci... Nu, doamna Drăgălin e ocupată acum cu altceva. Ea vrea să intenteze dosare penale pe anularea concursului, pentru că adjunctul ei a câștigat acest... Eu vorbesc așa... Înțeleg, teoretic. Eventual, teoretic. Încă o întrebare și trecem la ultima. Judecătorii care au decis în favoarea domnului Stoianoglu sunt eroi sau nu? Pentru că aici, noi de multe ori vorbim despre judecătorii care acum iau decizii care nu sunt în consens sau nu sunt în siajul vrerii guvernării, îi tratăm ca pe niște eroi, deși nu le edificăm statui pentru că nu avem dreptul. Dar este eroi sau nu, domnul? Știți, sincer vorbind, eu credeam că domnul Stoianoglu să fie condamnat. Eu pe serios? Nu de aceea că el este vinovat. El nu este vinovat. Eu sunt mai mult decât sigur că el este inocent. Este un om foarte decent, eu îl cunosc. Ați spus asta, da. Da, este un om foarte decent. Eu credeam că el să fie condamnat de aceea că a fost presiune. A fost presiune. Da, ați mai sunt dosare. Corect. Așa trebuie să fie. Dar judecătorii, dacă l-au achitat, dacă ei au procedat aceasta, noi nu cunoaștem subtilitățile, dacă ei au procedat în așa fel, reșind din convingerile sale, deci principiile sale juridice și morale, de drept, atunci bravo lor. Dacă ei au procedat asta de aceea că cineva le-a sugerat să facă așa, acest cineva poate să fie un expert străin, un consultant străin, care după ce am vorbit câteva minute în urmă. Da. Atunci altă situație. Am înțeles, domn Pavlovski, nu avem timp. Totuși vreau să vă pun această întrebare. În Statele Unite o situație inedită pentru juriști. Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în favoarea lui Trump și permite să candideze la alegerile de desemnare a candidatului, deși la prezidențiale, deși câteva state în care predomină democrație, Trump fiind republican, practic au blocat participarea lui. E vorba de state precum Colorado și Maine. Iată că Trump câștigă și are dreptul să-și continue cursa electorală în toate statele. Curtea Supremă a decis, care e Curtea Constituțională, mi-ați explicat în Statele Unite, a decis că națiunea americană sau poporul american are superioritate în raport cu poporul statele locale. Cum vi se pare această decizie? Este o lecție foarte bună dată la toate regimurile dictatoriale, inclusiv și regimului din Republica Moldova, deoarece eu tot mai mult și mai mult mă înclin spre opinie că regimul care s-a instaurat în Moldova este un regim... Are o sămânță autoritară. Unele elemente unui regim dictatorial. Și uitați-vă, dacă e făcut paralelă cu Partidul Republican, da? Care, exprimându-și nemulțumire, a intrat prin violență, prin forță, a intrat în... nu Partidul Republican, dar susținătorii partidului. Susținătorii nu puteați, dar despre acest partid este vorba. Da. Nimeni în Statele Unite n-a pus întrebare dizolvării Partidului Republican. Așa e? Nimeni n-a pus această întrebare. Trump, vor să-l facă responsabil pe Trump pentru asta, da, el are un dosar penal pe atât. Ei nu vor să facă responsabil pe Trump, deoarece la Trump acolo au pus toate mâțele care puteau fi puse tot acolo, și impozite, și excrocherie, și ce vrea, ce vrea. Deci, ce ține de decizia Curții Supreme a Statelor Unite, da, noi trebuie să menționăm că Statele Unite nu au Curte Constituțională, la dânsă atribuțiile Curții Constituționale sunt exercitate de către Curtea Supremă. Și Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat clar că ce ține de funcționarii la nivelul de stat, statul poate adopta legislație care ar putea limita accesul la putere a funcționarilor la nivel de stat. Ce ține de funcțiile de nivel federal, ca președinte, mai ales funcție de președinte, numai întreg poporul trebuie să fie. Deci un stat, precum Colorado, poate, dacă la funcția de guvernator, de exemplu, sau primar, de exemplu, statul poate, zic că omul și ăla nu are voie să candideze. Poate adopta legislații care ar limita accesul la putere. Da, la nivel național, federal în cazul ăsta. La nivel de stat, la nivel federal, numai Congresul Statelor Unite. Interesantă decizie. Da, deoarece și ei motivează de ce? De ce? Că statul reprezintă o parte a poporului
american, o parte a poporului. Da. Poporul american este cu mult mai largă noțiune decât noțiunea a părții. Totuși pentru americani, noțiunea de întreg, deși ea este creată, e un stat creat, o țară creată din cioburi, state, cele 13 state care au creat din cioburi, dar ideea de unitate este foarte importantă. Este important să menții unitatea întregii națiunii americane. Foarte corect. Și mai ales că acum, după această hotărâre, politicienii au spus că a câștigat nu Partidul Democrat și nici nu Partidul Republican, a câștigat poporul Statelor Unite. Și asta este foarte frumos. Eu cred că ai noștri tot trebuie să gândească, să câștige poporul Republicii Moldova, ci nu cei galbeni sau cei verzi sau ce mai avem noi. Până la alte vremuri constatăm că în Republica Moldova poporul este în permanență împărțit în tot felul de categorii. Ultima categorie am văzut-o, cea a SIS-ului. E vorba de cei care încă o dată, pur și simplu chiar savurez această clasificare făcută de SIS. Trei categorii de actori: actori politici deschiși declarați pro-Federația Rusă, actori politici declarați pro-stataliști și actori politici conectați la grupurile criminale organizate. Mie mi se pare că e o ilustrare perfectă a felului cum poți împărți națiunea în tot felul de... Poate dizbina, eu aș spune, nu împărți, dar dizbina națiunea. Da. Și aici acest gen de declarații atestă lipsă de profesionalism din partea directorului SIS-ului. Nu se poate așa ceva. Poate asta a fost sarcina. Eu vă mulțumesc pentru participare, domnul Pavlovski, vă aștept și la alte emisiuni cu analizele dumneavoastră pătrunzătoare. Vă spun la revedere, spun la revedere și telespectatorilor, cărora le urez o seară plăcută alături de cei dragi. La revedere!